Accident rutier spectaculos luni noapte la Ipotești pe drumul județean 208A. Un șofer de 31 de ani, cetățean ucrainian, a făcut cascadori pe șosea după ce a scăpat mașina de sub control într-o curbă din cauza vitezei, dar și alcoolului. În urma impactului deosebit de violent, șoferul a rămas încarcerat între fiarele mașinii. Tânărul nici nu a putut sufla în aparatul etilotest de beat ce era. Autoturismul a lovit un copac după care a plonjat în gardul unei societăți comerciale. În urma impactului deosebit de violent, șoferul a rămas încarcerat între fiarele mașinii. El a fost scos din interior de pompieri de la ISU Suceava, după care a fost transportat la spitalul județean. Mașina sa a fost grav avariată. Tânărul susține că a pierdut controlul volanului din cauza că a fost orbit de farurile unei mașini care venea de pe contrasens. Martorii spun însă că tânărul nu a adaptat viteza în curbă. Mai mult, polițiștii au descoperit că șoferul era în stare avansată de ebrietate, el având halenă alcoolică. De altfel, tânărul nici nu a putut sufla în aparatul etilotest din această cauză. El s-a ales cu traumatism craniocerebral, fractură de femur și policontuzii, fiind internat în secția de ortopedie a spitalului județean Suceava. Rănitului s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. El era singur în mașină la momentul producerii accidentului. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului pe numele șoferului, fiind întocmit dosar penal.